Ministrul Sănătății Alexandru Rafila cu precizări despre un posibil val al șaselea al pandemiei. Îl ascultăm. O scurtă prezentare privind situația acordării de asistență medicală persoanelor refugiate din Ucraina, indiferent de statutul lor, pentru că cea mai mare parte dintre ei nu au solicitat statutul de refugiat, dar așa cum spuneam, au dreptul la asistență medicală în România. Remarcați, este o situație din ultima săptămână, în intervalul 9-15 martie, și aici remarcați că numărul de persoane internate în spital nu depășește 100, de 75 de persoane sunt internate în spital astăzi. În ceea ce privește solicitările de asistență medicală către stațiile județene de ambulanță, și ele sunt în limita aceeași limită, în jur de 100 de solicitări registrate zilnic. O parte dintre persoane s-au deplasat și cu mijloace proprii la unitățile sanitare, dar cifrele nu pun niciun fel de problemă în ceea ce privește acordarea de asistență medicală. Cum sunt înregistrați acești pacienți? Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus la punct un sistem de identificare și de alocare a unui cod unic bazat pe datele pașaportare, data și locul nașterii a fiecarei persoane, un cod unic care va fi folosit pentru evidențierea serviciilor medicale care sunt efectuate pentru aceste persoane, încât ele să beneficieze de întreaga gamă de servicii, inclusiv de accesul la accesul în programele de sănătate ca și pacienții din România. În ceea ce privește numărul de paturi care sunt alocate pe județe pentru persoanele rănite de data aceasta sau refugiați care au diverse afecțiuni care necesită intervenții chirurgicale. Remarcați acest total de 3300 de paturi disponibile. Am adăugat la cifra pe care am prezentat-o săptămâna trecută ca urmare a intervenției la nivelul Comisiei de Chirurgie Plastică a Ministerului Sănătății și 151 de locuri de chirurgie plastică care pot trata sau pacienții se pot trata oricât, nu locurile, ci evident unitățile sanitare și specialiștii de acolo tratează pacienții care au nevoie de intervenții chirurgicale. România până în acest moment nu are probleme în acordarea asistenței medicale acestor refugiați. Sigur că ne preocupă și multe alte probleme care țin de sănătatea publică. Avem circa 30.000 de copii sau, mă rog, persoane sub 18 ani care sunt în România. Ei au acces la serviciile de sănătate, de asistență de sănătate publică, inclusiv la vaccinare și nu numai pentru vaccinarea împotriva infecției cu noul coronavirus, ci și cu vaccinurile care sunt incluse în programul național de vaccinare din țara noastră. În ceea ce privește testarea și vaccinarea. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, vorbind despre numărul de paturi pe care autoritățile române le pun la dispoziție pentru tratarea refugiaților care au nevoie de îngrijiri medicale și despre pregătirile pe care Ministerul Sănătății le face pentru a le acorda acestor oameni cele mai bune îngrijiri. Potrivit Națiunilor Unite, numărul refugiaților a atins 3 milioane și ne îndreptăm din nou atenția către situația frontului, pentru că este cea de-a 20-a zi de război și astăzi este fără precedent ceea ce se întâmplă. Sunt 3 șefi de guvern astăzi la Kiev. Sfidează bombardamentele. Este vorba despre premierii Poloniei, Cehiei și Sloveniei. Au fost explozii puternice chiar și în această dimineață în capitala Ucrainei. O temere care dă fior reci lumii, Rusia pregătește un atac biologic sau chimic sub steag fals. Este un avertisment care vine de la ministrul britanic al apărării. Apar de asemenea informații despre temutele sisteme de rachete balistice rusești, Iskander.
care ar folosi o muniție surprinzătoare pentru Ucraina. Este vorba despre momeli care eludează radarele și păcălesc rachetele ghidate cu infraroșu, pentru că suntem într-o fază în care diplomația nu prea mai are multe de spus. Analizăm ceea ce se întâmplă din punct de vedere tactic. Ne atrag atenția și declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care spune: nu vă jucați cu Putin, este mai dornic decât oricând să declanșeze cel de-al treilea război mondial. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră în studio, profesorul Cristian Preda. Bună ziua, domnule profesor, vă mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitație. Îi mulțumesc fostului europarlamentar, domnul Victor Boștinaru, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Boștinaru. Sărbătorile, bună ziua. De asemenea, sociologul Vladimir Ionaș este alături de noi în această oră. Bună ziua, Vladimir Ionaș, mulțumesc de asemenea mult. Este o declarație de solidaritate regională și nu numai. Acești trei prim-ministri al Poloniei, Cehiei și Sloveniei, care se află la Kiev astăzi, alături de președintele Zelenski, într-o zi în care bombardamentele nu doar că n-au încetat, dar au spulberat din nou capitala Ucrainei încă de dimineață și nu există niciun fel de garanție, cel puțin din partea rușilor, că pe timpul acestei vizite nu vor mai fi bombardamente, domnule Preda. Se vorbește însă despre un armistițiu în această seară, pornind de la ora 20. Cum vi se pare gestul celor trei prim-ministri? Cei trei prim-ministri reprezintă întreaga Uniune Europeană, nu reprezintă doar țările lor. Și o fac pentru că Uniunea a făcut mai multe gesturi, a adoptat mai multe decizii importante, pachete de sancțiuni. Suntem în acest moment al patrulea pachet de sancțiuni aplicate Rusiei de către statele membre și cei trei prim-ministri care merg la Kiev își declară solidaritatea cu rezistența ucraineană și poartă acest mesaj de sprijin al tuturor statelor membre. E evident și un gest de curaj, pentru că, așa cum spuneți, Kievul este sub atacuri. Din fericire, atacurile nu au înregistrat în ultimele zile avansuri semnificative și asta dă speranță în continuarea rezistenței remarcabile, eroice, cum se spune, pe bună măsură, a ucrainenilor. Uniunea e firesc să manifeste, nu să vădească în modul cel mai concret, cu putință, solidaritatea ei cu Ucraina. Nu? Și o face, iată, în acest moment, nu adoptând sancțiuni, ci prin trei prim-miniștri curajoși. Da, curajoși. Este a 20-a zi de război și au luat decizia să meargă acolo, să-l vadă față în față pe președintele Zelenski. Domnule Boștinaru, un avertisment despre care vorbeam la începutul emisiunii venit din partea lui Ben Wallace, este ministrul britanic al apărării, care spune că Rusia ar putea să recurgă la atacuri biologice și chimice. Și acestea sunt temerile mari ale lumii în acest moment. Cum vi se pare acest avertisment? Mi se pare o evaluare lucidă și acest lucru se leagă inclusiv cu întreaga conduită a Rusiei dinainte de începerea războiului, dar și din timpul războiului. Fără nicio tușă grosieră, aș îndrăzni să spun că ceea ce face astăzi Putin este la Indigo cu ceea ce a făcut Hitler. Nu e niciun fel, să nu uităm, primele operațiuni cu steag fals le-a făcut Hitler la Gleiwitz. Și așa a început al doilea război. Ce înseamnă operațiune cu steag fals pentru telespectatorii? Înseamnă ca să îți echipezi propria ta armată cu uniformele celuilalt, da? Sau să faci să pară că un atac a fost declanșat de forțele din fața ta, când în realitate tu vrei să provoci actul pentru a justifica represaliile. E un lucru pe care Putin îl exersează din plin, iar pe de altă parte, de ce ne-ar mira acest lucru după ce el a transformat întreaga Ucraina într-o imensă Guernica? Vă aduceți aminte de celebra pictură a lui Picasso? Sigur. Ori distrugerile la o asemenea scară
au fost doar recent descoperite de umanitate la Grozny, unde nu întâmplător era Rusia lui Putin, apoi au fost reluate la Alep, unde din nou erau forțele rusești, așa că Ucraina la o scară cu mult mai mare este dovada a ceea ce poate face dictatorul de la Kremlin și pentru toate aceste fapte, cred că în mod necesar este obligatorie coordonarea eforturilor pentru ca la momentul când va sosi pacea, într-un mod sau altul, Putin și clica lui să fie trase la răspundere pentru crime de război, pentru crime împotriva umanității și încălcarea flagrantă a legilor scrise și nescrise ale războiului, inclusiv legii umanitare. Toate astea sunt fapte de o violență și o sălbăticie fără precedent, încât cred că și Hitler, din văgăuna lui din iad, se uită cu invidie la ce face noul Hitler al zilelor noastre și, repet, aceste comparații nu sunt doar de natură a da emoție acestei dezbateri, ci descriu o stare de fapt pe care poporul ucrainean o trăiește atât de dramatic și pe care umanitatea o redescoperă, crezând până mai acum un an că am putea continua să trăim în confortul nostru occidental și că războiul nu va fi prezent la ușa noastră. Mobilizarea comunității internaționale rămâne mare, prezența acestor trei șefi de guverne în capitala Ucrainei alături de Volodymyr Zelensky este o declarație în acest sens, dar Vladimir Ionaș se pregătește și o vizită a președintelui Statelor Unite în Europa. Nu știm încă unde în Europa, nu știm cât de aproape va veni Joe Biden de linia de front, probabil va fi la Bruxelles sau poate chiar mai aproape. Însăși prezența, însăși vizita președintelui american reflectă în continuare un nivel mare, foarte mare de îngrijorare, deși suntem în cea de-a 20-a zi de război. Cred că toate vizitele, inclusiv cea posibilă a președintelui Biden în Europa, au legătură cu informațiile pe care le-a făcut publice premierul Marii Britanii și ministrul de externe al Marii Britanii referitoare la posibilitatea folosirii armelor chimice de către Federația Rusă. Îmi aminte că încă de dinainte de a începe războiul, atât Statele Unite cât și Marea Britanie au oferit informațiile pe care le serviciile de informații ale celor două țări le-au adunat tuturor partenerilor și chiar dacă părea neverosimil la un moment dat, cele două țări au anunțat cu mult înainte momentul în care va avea loc invazia Ucrainei de către Federația Rusă. E clar că și acum au informații destul de sigure referitoare la modul de operare pe care și-l propune Federația Rusă. Nu e o surpriză că vor apela la astfel de lucruri dacă ne uităm la ce au făcut în Siria și dacă vedem cât de mare este eșecul armatei Federației Ruse până în acest moment. Tocmai asta ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că prin acest eșec armata va trebui să își pele cumva imaginea în fața propriilor cetățeni și probabil vor apela la ceea ce știe armata Federației Ruse să facă, și anume modelul Cecenia și modelul Siria. Ei atât știu să facă, să distrugă, să omoare oamenii în masă fără să le pese dacă sunt soldați sau civili. Și din păcate deja lucrul ăsta se vede și în Ucraina. Miniștrii apărării din NATO sunt reuniți astăzi la Bruxelles. Se discută ce s-ar putea discuta acolo. De vreme ce în ceea ce privește NATO, lucrurile par clare. NATO spune, nu suntem în război cu Rusia. Pe de altă parte, temerea aceasta despre care vorbește ministrul britanic al apărării ar putea să schimbe abordarea NATO, domnule Preda? Evident, Marea Britanie, sunt convins, a împărtășit aliaților din NATO informații de care dispune, așa cum se întâmplă și cu celelalte informații venite de la serviciile de securitate. Nu e exclus, de altfel, apropo și de ce întrebați mai devreme, ca Joe Biden să vină în Europa și să participe la o asemenea reuniune a aliaților din NATO. Sunt
De asemenea, extrem de multe chestiuni pe agenda NATO în acest moment, din punct de vedere logistic, chestiuni care țin de deplasarea trupelor. Așa cum a văzut toată lumea, și la noi au venit soldați din diverse țări membre ale NATO, sunt operațiuni asemănătoare și în Polonia, sunt concentrări de mijloace de apărare în țările membre, tot felul de aspecte politice de asemenea sunt de discutat, pentru că vedeți, există în acest moment diverse canale de negociere deschise și trei dintre ele privesc țări NATO, este vorba de Franța, e vorba despre Germania și despre Turcia. Există un al patrulea canal, cel israelian, care e deschis și e de la sine înțeles că discuție politică acoperă toate informațiile care privesc negocierile în curs. Așa cum se știe, acum aproape o săptămână în Turcia cei doi miniștri de externe, rus și ucrainean, s-au văzut. De atunci, dincolo de discuția echipelor tehnice, cum li s-a spus, a negociatorilor din preajma graniței cu Bielorusia, au continuat câteva contacte, dar e evident că sunt și discuții care implică membrii NATO. De altfel, și reuniunea miștilor de externe s-a petrecut cu Leba și Lavrov, s-a petrecut într-un stat NATO, în Turcia, și nu în afara acestui spațiu. Deci sunt extrem de multe lucruri, cred, pe agenda, sunt convins, în fine, toată lumea realizează lucrul ăsta pe agenda NATO și e firesc ca miniștrii să se consulte. Da, există în acest moment un mare interes al lumii întregi față de acea jurnalistă care a apărut... Ce curaj! Da, un curaj enorm, care a apărut într-un studio de televiziune, al televiziunii Pervy Canal, o mare televiziune din Rusia. Nu se știe nimic despre ea acum. Nu se știe unde se află. Există o vastă operațiune de căutare în mai multe secții de poliție. Nu s-a dat de urma ei. Este mama a doi copii. Are 44 de ani această femeie, despre care nu se știe unde se află. Avem și o reacție a Kremlinului, care spune că gestul său a fost unul de, citez, huliganism. Haideți să vedem care sunt ultimele informații legate de această femeie pe care însuși Zelenski a felicitat-o. În mod cert, interesul legat de ea este unul foarte mare în acest moment. Jurnalista Marina Ovsianikova este de negăsit, potrivit avocatului jurnalistei. El a mărturisit că a căutat-o în secțiile de poliție din Moscova pentru a-i oferi reprezentare legală, însă nu a reușit să-i dea de urmă. Potrivit avocatului jurnalistei, autoritățile ruse pregătesc acum un dosar penal în care ar putea cere și până la 15 ani de închisoare, iar ei ar urma să îi se pregătească dosarul în baza legii promovate de Kremlin săptămânile trecute, prin care sunt interzise așa numitele răspândiri de informații false, adică acele informații care contrazic retorica regimului lui Vladimir Putin. Însă și unii colegi de breaslă de ai jurnalistei s-au coalizat împotriva ei. Directorul postului Russia Today a cerut pedepsirea jurnalistei cu cel puțin 10 ani de închisoare. Marina Ovsianikova, în vârstă de 43 de ani, are doi copii mici, lucru care, teoretic, ar fi trebuit să împiedice arestarea ei. Însă a fost totuși reținută de un ofițer de poliție care se afla în platou în apropierea prezentatoarei de la pupitru. Jurnalista Marina Ovsianikova a apărut în timpul unei transmisiuni în direct a postului de televiziune Russia Today cu o pancartă pe care scria: "Opriți războiul! Nu credeți propaganda! Vă mint!" Ulterior, ea a publicat și o înregistrare în care denunța războiul și îl indica pe președintele Vladimir Putin drept principalul responsabil pentru izbucnirea războiului din Ucraina. Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить. Da, este probabil omul despre care se vorbește cel mai mult în aceste ultime ore de când a făcut acest gest.
domnule Boștinaru, această tânără femeie jurnalistă riscă, evident, închisoarea. Cât contează astfel de gesturi într-un război atât de crunt? Gestul ei este absolut extraordinar și a stârnit emoție la nivelul întregii planete. Ea se înscrie în șirul acela nu puțin, în celor nu puțin la număr care s-au ridicat împotriva crimelor comise de Putin și de armata sa în Ucraina. Și dovedește odată în plus, dacă mai era cazul, că nu toți rușii sunt la fel și nu pot să bănui de vinovăție colectivă o întreagă națiune. Pe de altă parte, mă tem că într-adevăr destinul ei va fi unul dramatic, dacă nu tragic, pentru că doar atât știe să facă domnul Putin. Și aduceți-vă aminte de luările de poziție ale unor mari personalități din domeniul științei, culturii, academicieni, directorul teatrului Valșoi, alții care s-au ridicat împotriva acestor crime care n-au cum să nu șocheze conștiința individuală și conștiința publică până la un punct, dacă mai au rămas resturi din ea în Rusia lui Putin. Dar acest gest reamintește odată în plus cât este de important datoria de conștiință a jurnalistului, care între riscul pierderii propriei sale libertăți sau nu numai și datoria de a spune adevărul în momentele dramatice, ea a ales să spună adevărul și este un exemplu luminos. Un exemplu luminos într-o situație atât de întunecată cum a transformat domnul Putin Rusia zilelor noastre. Dar mă tem că acest gest nu poate să stârnească acea mișcare care să conducă la masa critică de natură al răsturnat deocamdată pe dictatorul de la Kremlin, de la putere. Vladimir Ionaș, am început să discutăm în spațiul public, să discute despre un termen la care acest război ar putea să ajungă la final. Un apropiat de-al lui Volodymyr Zelensky vorbește despre luna mai ca fiind un termen plauzibil. Cum vi se pare acest termen? Au apărut mai multe idei despre acest termen lansate și de Marea Britanie și de Statele Unite, inclusiv consilierul apropiatul lui Zelensky. Nu avem acces la astfel de informații referitoare la resursele pe care Armata Federației Ruse le are în momentul de față, dacă rutele de aprovizionare sunt libere și poate să aprovizioneze armata sau nu. Sunt foarte multe semne de întrebare și nu știm exact cum care este strategia armatei în ultima perioadă, pentru că am văzut acea bază militară unde erau și soldații din alte țări care s-au înrolat voluntar, a fost lovită, din ce spuneau sursele din Statele Unite, de pe teritoriul Federației Ruse cu rachete de lungă distanță. Deci lucrul ăsta se poate repeta oricând. Sunt foarte, aici nu pot să fac eu estimare. Singura speranță e că ar trebui să se termine cât mai repede, pentru că, din păcate, civilii au cel mai mult de suferit, oamenii simpli. Rușii pregătesc un atac de 35 de ore asupra capitalei Ucrainei, asta susține primarul orașului, primarul Kievului. De la ora 20 în această seară va începe starea de asediu. Primarul declară această stare până joi la ora 7. Nimeni nu ar trebui să circule pe străzi, pentru că, sigur, am văzut deja, sunt atacate blocuri de apartamente. Până acum s-a întâmplat în afara, la periferia orașului, dar se poate întâmpla chiar în inima Kievului, domnule Preda. Da, este foarte clar că soldații ruși trag asupra civililor și pe stradă și în imobile. În ultimele zile, pe de altă parte, observatorii derulării operațiunilor militare au remarcat faptul că Rusia pregătește întăriri, aprovizionează trupele împotmolite în diverse locuri, se ocupă de pregătirea unor atacuri aeriene, de asta și insistența
rezistenței ucrainene pentru a primi mijloace de apărare, pentru că sunt foarte probabile aceste atacuri cu aviația. Asta se întâmplă pentru că există evident o mare frustrare în rândul liderilor ruși, întrucât operațiunea e departe de a-și îndeplini, de a-și fi îndeplinit obiectivele. Sunt câteva, din fericire, foarte puține orașe ocupate. Nu, e vorba de Herson, de Kherson și de Melitopol, acolo unde și primarul a fost schimbat și o doamnă rusoaică, înlocuit. Da. E foarte probabilă o mobilizare în aceste ore despre care ați pomenit, pentru că nu întâmplător, de data asta, circulația este închisă cu totul de diseară până joi dimineața. În același timp trebuie spus că armata ucraineană în ultimele zile a reacționat foarte bine, au fost și contraofensive. Bilanțul publicat în ultimele ore vorbește despre 13.500 de victime din rândul rușilor, despre un număr de asemenea semnificativ de echipamente militare. Deci suntem încă într-o fază a războiului în care rușii nu se pot lăuda cu ceva semnificativ și de asta toată lumea se teme în acest moment de o concentrare a unor atacuri asupra capitalei Kiev. Da, și aceste avertismente care vin din partea lui Donald Trump, domnule Boștinaru, nu vă jucați cu Putin, pentru că Putin este aproape de cel de-al treilea război mondial. Eu nu știu și nu m-aș antrena să speculez prea mult care e adevăratul sens al zicerii domnului Trump. În mod cert, nici NATO, nici Statele Unite și nici țările din regiune nu pot să-și pună problema unui joc de războiul cu Putin astăzi, pentru că știm foarte bine costurile uriașe pe care le-ar antrena un război mondial, ținând cont de mijloacele de distrugere masă. Pe de altă parte, toate mijloacele pe care poate Occidentul să le angajeze pentru a preveni, pe de o parte, un dezastru complet în Ucraina și pentru a face Rusia să înțeleagă că atunci când a trecut primul milimetru de frontieră NATO va fi o confruntare deschisă între cele două părți, lucrurile pot merge mai departe dacă ne uităm la comportamentul de-a dreptul sângeros, sălbatic al lui Putin și al armatei sale, care n-au niciun fel de justificare, nici morală, nici politică și cu atât mai puțin nu se pot sprijini pe nicio normă de legalitate internațională sau internă în ceea ce privește regulile războiului. Și nu în ultimul rând, drama din Ucraina și pierderile considerabile ale Rusiei din aceste zile vin să ilustreze cât de ridicolă a fost teza unei operațiuni speciale în Ucraina, o operațiune atât de specială încât antrenează confruntări militare la scara întregii țări, o țară de dimensiunile Ucrainei, angajează toate tipurile de forțe și permit dictatorului de la Kremlin să arunce și ipoteza unei confruntări nucleare. Evident că el a adus în derâdere și doctrină militară și strategie. Este evident că războiul fulger al lui Putin s-a împotmolit complet în Ucraina, dar în egală măsură hecatomba care se produce în Ucraina trebuie să-și găsească o soluționare și aceasta va fi doar în momentul în care izbită de forța de rezistență a Ucrainei, sprijinită de lumea liberă și democratică, Rusia va accepta să
încheie o pace care în mod sigur nu va fi acea pace Pax Rusica pe care Hitler și-a imaginat-o în prima zi de război. Vă reamintesc situația în acest moment. Trei prim-miniștri se află la Kiev sfidând bombardamentele. Kievul, al cărui primar a declarat începând din această seară o stare de asediu până joi dimineață. Există și a patra rundă de negocieri între tabăra ucraineană și cea rusă, dar Vladimir Ionaș, cine se mai uită deja la aceste negocieri care par a fi strict formale, iar cei care participă la ele par a fi niște marionete? Bine că toată lumea s-a uitat cu speranță la acea rundă de negocieri între miniștrii de externe ai celor două țări. Da. Cum acele negocieri au fost fără niciun rezultat concret, e clar că negocierile între cele două echipe sunt mai degrabă tehnice și poate ar avea ca, nu știu, soluționare pe moment anumite realizarea de anumite coridoare prin care civilii să părăsească Ucraina, dar am văzut că Federația Rusă nu a respectat până acum nici măcar acest lucru. Negocierile diplomatice cred că nu reprezintă o soluție sau nu pot fi o soluție acum, pentru că Vladimir Putin în momentul de față este la colț, nu are ce pierde, a ajuns în situația în care și dacă ar face un pas în spate, rămâne ca în istorie ca un lider dictatorial, un criminal și lucrul ăsta nu va fi uitat niciodată și tocmai de aceea mă tem că va merge până la capăt și va încerca în ceea ce privește Kievul să-l zdrobească și din păcate lucrul ăsta am văzut că este susținut, este afirmat și de foarte mulți specialiști din Statele Unite și Marea Britanie că acesta ar fi obiectivul, să pună la pământ Kievul cu scopul de a demoraliza și a demobiliza tot ce înseamnă rezistență în Ucraina. Da, trebuie să ne mai uităm, domnule profesor Preda, și la ceea ce se întâmplă în interiorul NATO. Germania, care a anunțat că va aloca fonduri impresionante pentru apărare, a luat decizia să-și cumpere avioane F-35 de proveniență americană, o chestiune care riscă să șifoneze puțin orgoliul comercial și interesele comerciale ale partenerilor europeni din Franța. Adică, da, sigur, mult e despre pace, despre asigurarea stabilității economice a Europei, dar există interese strategice de care trebuie să ținem cont. Da, e clar că în anii următori chestiunea apărării va fi privită altfel decât a fost în ultimii ani. Sigur că așa 23 de state membre ale Uniunii sunt și membre ale NATO și au obligația de a contribui cu 2% din produsul intern brut la bugetul NATO, dar, cum bine vă amintiți, știu că urmăriți la fel cum o fac și eu, actualitatea europeană, în ultimii ani au existat numeroase state membre care au refuzat să contribuie în această măsură, nu de pildă Germania pe care ați pomenit-o, a ținut să spună că adevărata ei contribuție trebuie judecată nu doar în termen de cheltuieli militare propriu-zise, dar și în termen de operațiuni de dezvoltare, de investiții în asigurarea unei securități globale, văzută cu totul altfel decât în doctrina militară a NATO. Lucrul ăsta nu se va mai putea petrece în acest moment și eu sunt convins că țările care nu contribuie încă astăzi cu acel 2% pentru bugetul NATO o vor face și vor fi chiar creșteri și mai mari în privința asta, pentru că dincolo de durata conflictului din Ucraina, de această absolut scandaloasă, ilegitimă invadare a Ucrainei de către Rusia, chestiunea securității și a europene și mai larg a tuturor aliaților din NATO se va pune în perioada următoare. Nu vedem că, apropo și de ce spuneați mai devreme, serviciile de informații din Statele Unite, dar și din alte țări NATO, fac astăzi o muncă inclusiv de transparență
a informațiilor de care dispun pentru a compensa eșecul pe care, în particular, serviciile americane l-au avut în Afganistan, da, acum câteva luni, nu? Când evaluarea retragerii din Afganistan a fost foarte prost făcută, astfel încât talibanii au ajuns... Unii spun că a fost ignorată la Washington. Bun, e clar că astăzi avem, da, de-a face cu un comportament cu totul diferit, nu? Și spunea chiar domnul Ionaș mai devreme, nu, cu mai multe săptămâni înainte de invadarea propriu-zisă, informațiile referitoare la planurile lui Putin au fost nu doar cunoscute, ci și menționate public. E o legătură între acest mod de a discuta public despre pericolele la adresa diverselor societăți și cheltuielile pentru apărare, pentru că în acest fel cetățenii nu vor mai fi, și partidele politice care reprezintă diversele sensibilități nu vor mai fi reticente în chestiunea cheltuielilor pentru apărare. Dincolo de emoția din acest moment, sunt convins că agenda politică va arăta altfel și NATO, ca alianță defensivă, cea mai puternică în acest moment, e prima care va face acest pas. Deja și în discursul nostru de zi cu zi, domnule Boștinaru, vorbim despre tancuri, despre rachete, Iskander, tot soiul de alte denumiri care nu aveau niciun fel de legătură cu interesul nostru, al civililor. Se vorbește despre dorința de a surprinde adversarul și în contextul acesta al frustrării pe care remarcă o lume întreagă când vine vorba despre Vladimir Putin, trebuie să recunoaștem faptul că au fost făcute investiții uriașe de către Rusia în tehnologie militară de vârf, o tehnologie pe care lumea își dorește ca Putin să nu o folosească. Dar în același timp există aceste temeri, cum e cea a ministrului apărării din Marea Britanie, care evocă posibilitatea atacurilor chimice și biologice. Dacă ar fi să faceți o estimare, ce credeți că l-ar putea determina pe Putin să nu recurgă la acest domeniu în care el a investit cu un gând, cu un scop, în acest moment? E foarte greu să intre cineva în mintea lui Putin. Dacă ar fi reușit să o facă cineva, probabil că n-am fi ajuns să trăim aceste zile dramatice. Vorbeați de armata rusă și de Gazprom. Trebuie să recunoaștem, măcar pentru a nu repeta greșelile, această pregătire, atât cât există tehnic, nu vorbesc de capacitatea de luptă, de combat a forțelor rusești în Ucraina, care pare a fi mai degrabă slabă spre penibilă, dar capacitatea tehnică, tehnologică a Rusiei din ultimii ani s-a construit prin contribuțiile pe care state occidentale din Uniunea Europeană au avut-o la PIB-ul și la bugetul apărării din Rusia prin dependența bolnăvicioasă de energia rusească, fie gaz, fie petrol. Acest lucru trebuie înțeles final pentru supraviețuirea însă și a Uniunii Europene. Energia trebuie tratată ca o problemă de securitate și nu o problemă comercială, cum s-a întâmplat până acum. Un al doilea element care mi se pare că este esențial pentru viitor este cel referitor la modul în care Europa va trata politica de apărare. Până acum a fost mai mult o declarație de intenții și de ce nu o oportunitate de a folosi apărarea europeană ca un soi de buy european, cu trimitere la câteva state. Asta trebuie să gândim lucid și realist, în interesul propriei noastre securități, că Uniunea Europeană are nevoie de o componentă de hard security, de securitate sau de pregătire pentru a face față războiului, și această politică de la design până la dotarea tehnică trebuie să vadă principalele provocări vin din Est și principala amenințare este acum și pentru mulți ani de aici înainte Rusia. De la această realitate trebuie să conducem și dezbaterea europeană, să lăsăm la o parte toate naivitățile sau complicitățile care au făcut ca uneori Vestul să propună tehnologii militare gen Mistral rusi.
Rusiei în Marea Neagră. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca astăzi Rusia să aibă două nave Mistral în Marea Neagră în plus. Și de ce nu, trebuie să ne gândim cât de esențială este pentru supraviețuirea lumii occidentale relația transatlantică, Uniunea Europeană și NATO, pentru că mulți au speculat în anii din urmă politica de apărare europeană ca un pretext de decuplare de Statele Unite ale Americii. De aici încolo, cum anume vom reuși să descurajăm agresivitatea lui Putin, să nu uităm că după războiul din Ucraina, Putin iese cu o armată nu doar decimată, o armată care pierde multe dintre aturile sale tehnice, tehnologice, lăsate pe teatrele de luptă din Ucraina, pentru un număr lung de ani de zile, Rusia va fi un paria al relațiilor internaționale, ori asta va avea ca acces decuplarea completă de tehnologiile de vârf, inclusiv aplicațiile în domeniul militar, și va trebui să gândim cum vom preveni nașterea unei Rusii revanșarde în finalul acestui război produs în mod criminal de Rusia lui Putin. Trebuie să ne gândim la un mecanism prin care lumea noastră, lumea euroatlantică, să aibă răspunsuri robuste și credibile, pentru că niciodată pare a nu fi fost mai adevărat ca acum că păstrăm pacea dacă ne pregătim de război, adică dacă avem o capacitate de descurajare atât de consistent încât inamicul să nu își pună problema invadării, reafirmând fără nicio ezitare dimensiunea exclusiv și eminamente defensivă. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză cu mobilizarea hackerilor care au lansat un atac fără precedent la adresa utilizatorilor de noi tehnologii. Răspunsul hackerilor la cenzura lui Putin este absolut impresionant. Una dintre cele mai mari grupări de hackeri, Squad 303, a trimis 20 de milioane de mesaje către cetățenii ruși pe WhatsApp, pe alte mijloace de comunicare. Mădălin Dumitru este CEO al unei societăți de smart defense. Bună ziua, domnule Dumitru, vă mulțumesc mult. Am mai discutat pe această temă. Cifra e deja incredibilă. 20 de milioane de cetățeni ruși au fost țintiți de această grupare de hackeri, au primit mesaje și probabil că ofensiva nu se va opri aici. O singură precizare, doamna Chiria, că această grupare Squad 303, care este afiliată grupului Anonymous, nu au trimis aceștia mesajele, aceștia au pus la dispoziție un sistem prin care oricine din întreaga lume poate să trimită un mesaj. Deci, practic, au creat un site care generează automat numere de telefon a cetățenilor ruși cu niște mesaje prestabilite și ai posibilitatea să trimiți un e-mail, un mesaj pe WhatsApp sau un SMS cu un mesaj prestabilit în care se vorbește despre, mă rog, aceleași tipuri de mesaje pe care l-a afișat și prezentatoarea televiziunii rusești, în care se spune că războiul este o minciună, că, mă rog, cenzura este la cote înalte și așa mai departe. Într-adevăr, au fost trimise 20 de milioane de mesaje de utilizatori din întreaga lume și cifra este în creștere continuă. Practic, asta este răspunsul planetei la această cenzură a Federației Ruse și cei de la Anonymous au găsit această variantă să pună la dispoziție acest sistem. Evident că fiind într-un război din acesta hibrid și componenta informațională și războiul cibernetic joacă un rol foarte important, nu este singura ofensivă pe care această grupare Anonymous o are la adresa Federației Ruse. Astăzi au anunțat că vor publica niște date care va zgudui Rusia. Nu știm despre ce este vorba, așteptăm cu interes să vedem la ce se referă această grupare. Cert este că aceste acțiuni de tip ofensiv cibernetic, ofensive cibernetic, iau amploare de la zi la zi și se interpun în acest război tot felul de facțiuni, tot felul de grupări,
Și aici vreau să fac o precizare și vreau să atrag atenția telespectatorilor să fie atenți, pentru că și noi la rândul nostru suntem atacați cibernetic de către criminali cibernetici, de către infractorii cibernetici sau de către alte entități, și am primit mulți dintre noi probabil mesaje cu oferte de muncă extrem de avantajoase, de 300 de euro pe zi. Și vreau să rog telespectatorii să nu ia în seamă aceste mesaje, să le blocheze și să le raporteze ca spam. Să nu dea click pe niciun fel de link sau orice fel de acțiuni care le sunt cerute. Da, într-adevăr, cunosc oameni care au primit astfel de SMS-uri. E vorba despre SMS-uri de la numere necunoscute cu tot soiul de oferte și așa mai departe. Vorbesc despre faptul că oricine poate accesa această bază de date. Cum se poate face asta? Cei de la SQUAD 303 au creat un site, 1920.in, 1920 fiind anul în care Rusia, mă rog, a intrat în Europa, este cumva cu însemnătate istorică. Au creat acest site 1920.in și acolo, odată intrat, ai posibilitatea să apeși pe un buton și să-ți alegi ce vrei să trimiți și ți se generează un număr de telefon de al unui cetățean rus la care să trimiți mesaje. Da. Sunt foarte mulți care au trimis 10 Am înțeles. Eram doar curioasă. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Urmează jurnalul orei 15. Noi ne revedem mâine de la ora 13 la News Pass. Rămâneți cu bine!